La numai 14 ani, Isabel Susan a uimit o lume întreagă. Are deja la activ peste 30 de expoziții personale de artă plastică, organizate în galerii internaționale. Prima a avut-o la numai 6 ani la Paris. De atunci a realizat multe lucrări pe care le expune și în țară, ori de câte ori are ocazia. Totul a început de când eram mică. L-am văzut pe tata și de atunci îmi place să pictez și o să continui să pictez. Când le știu acasă puse una așa, ca în bibliotecă, nu sunt multe. Zici, nu, acolo două plase de tablouri. Dacă le vezi întinsă și chiar m-am gândit să le măsor, să văd câți metri pătrați de pânze sunt și încep să socotești și culori și nele, ajungi, cred că, la cantități mari. Pentru 14 ani e mult ca lucrare. Beatrice, sora mai mică a Isabelei, este și ea foarte talentată. Lucrările ei sunt la fel de apreciate de specialiștii în artă plastică. Cum e viața aceasta de mic pictor, ca să spun așa? Este interesantă. Ai timp de toate, uneori n-ai timp de toate, complicată totuși. Mai ai timp să te joci? Da, mai am și timp, dar câteodată când mă cheamă copiii pe afară, eu zic că nu, că pictez. Îți place mult? Da, e clar. Am văzut lucrări în expoziție foarte frumoase, pline de culoare și de bucurie și veselie, așa cum sunt de fapt copiii. Și în prezența acestor lucrări, cred că oriunde ne putem simți foarte bine. Chiar uneori ne gândim și la faptul că am fost și noi copii. Cele două pictorițe sunt adevărate ambasadoare ale municipiului Sebeș, locul în care s-au născut. La vârsta de 9 ani, Isabel a primit titlul de cetățean de onoare al acestui oraș ca semn de prețuire pentru numeroasele ei prezențe în galeriile de artă și în colecțiile particulare din străinătate.